stați prospeți. Da, nu știu. Nu se întâmplă. Acum se aude? Da. Este o zi pentru noi, o dublă semnificație. Mersi. Odată că am intrat în postul nașterii Domnului și datoria noastră să ne aducem aminte de cei care au fost pentru noi un exemplu, pentru cei care au cununa martirajului, au dobândit-o ușor prin credință și greu prin suferință. Iarăși, pentru noi, mai înseamnă o povară, aceea de a recunoaște vârfurile spiritualității noastre, cei care au însemnat pentru Europa acelor vremuri, dar și pentru noi, începutul unei, să zic așa, unui relativism în apreciere, renașterea noastră, târzie, dar cu toate potențele sale și cu o recunoaștere, zic, repet, a unor universități, e cazul lui Candemir, nu? Care era și de Academie din Berlin. Din Diortosirea, din Osirdea, domnul profesor Angelescu, avem în fața noastră două lansări de carte și una de revistă. Acum, timpul este scurt, dat fiindcă avem o cascadă de vorbitori, nu? Și de oameni care au fost prezenți în săvârșirea acestei. Nu mă refer numai la faptul că într-un fenomen apare Brâmpoveanu și încă o figură care merge într-un paralel de martiraj, Părinte Mică Stăniloare. Și faptul că ne mai aducem aminte, e drept că suntem cam puțini, e drept că această sală, să încăpere cu care să fie studenți, măcar de la Facultatea de Teologie, nu? Dacă nu și din alte părți. Dar cel puțin cei care sunt dascăl, cel puțin cei care sunt la ambon, pentru ei mă bucur și le mulțumesc în prezență. Să încep cu cel care este mai departe de noi, mai trei secole, foarte puțin în istorie. Și îmi aduc aminte că am aici o imagine a lui, imaginea lui Constantin Brâmpoveanu, voivod martir. Acesta este un volum care s-a scos anul trecut și am mers la nu știu câte ambasade în lume să vedem dacă se va putea scoate a doua sau a treia ediție. Deocamdată, dacă mai vedeți, prin librării grosite, luați-o, fiindcă pe lângă iconografie, pe lângă prezentare, mai sunt și niște articole care zic că merită atenție. Deci, să ne ducem către prima, să zic, ediție și sper că vor mai fi și altele. Și să vedem ce s-a vrut și ce s-a realizat. E vorba aici de un compendiu, este un privilegiu, să zic așa, a unor cercetători de mâna întâi și mi-aș permite rapid de tot, în cascadă, să zic așa, se comunică începând cu domnul Academician de ambele idei, care se scuze că la 91 de ani, 93 de ani ai dânsului, nu mai poate să mai poate medici, să-i zic onorată prezența la țara acestor cărți. Ce este, așa, urmează, dau așa, un fel de ordine selectivă, dar la care am mai mult pricepere
și plecare se îi pomenesc academicianul filozof Gheorghe Plănicescu și domnul Vergate și. Numai dacă aș începe să le fac plecarea, mi-a luat câteva minute bune. Ce mi s-a făcut interesant la domnul Dan Berendei a fost câteva trăsături pe care încerc să vi le dau despre Brâncoveanu. Deci am avut o seară întreagă de prelegeri, l-a ținut la Craiova, la Constanța, la Târgoviște, dar reținut, să zic, într-o sinteză și o ultimă privire către voievod și epoca sa. Duce o politică de muche pe cuțit, pe bună dreptate, europeană și dezvoltă o latură puțin cunoscută a legăturilor sale prin căsătorie copiilor care să fie de folos la țării, spune domnul Berendei. Pe bună dreptate este primul care știe să-și folosească familia. În primul rând că a dorit și s-a realizat cu opintel așa pace între ei și între Brâncoveni, Catalunii și respectivii de Mireș. A încercat tot să-i aparține domnului Berendei, să aducă pace și limita între el și familia cealaltă, care o știm pe toți, mai ales că eu mi-am petrecut de câțiva ani în studiul familiei Marmoportat. Iar cu tot este un fel de legătură pe care nu dau seama dacă este corectă sau nu, în gândul lui Brâncoveanu, a voievodului, dacă acea căsătorie pe care o face cu, ce să zic, cu spunul Fanariot, se gândea că s-ar putea ca să prindă bine, s-ar putea ca principalul țării românești, sau poate și Moldova, să intre într-o sferă de atenție și chiar de mutare a domniilor prin prezența Fanarioților. Nu știu ce măsură la Mlinou obține tot prea multe favoruri de la moarte ulterior. Din episod să vă spun acum în ce epocă se naște, în ce epocă și o moarte care iarăși n-am priceput-o, pentru că judec din secolul meu, din decembrul ăsta, mai ales în deceniile care au urmat după 89, cum a putut să fie asasinat un voievod care încerca să facă acea rotație, mai bine zis, o potitură, dar în fond, în formă, era bomba de o rotație, că de vent. Și 300 de acea suită de libere, 300 de trimiși sunt întorși, fără să realizeze un pact, o punte directă cu austriecii imperiali. Putem găsi acum o rațiune de stat, Brâncoveanu, ca și Cantacuzini, considerau că turcul e încătare, nu? Și că o întoarcere a noastră, către radicală, imediată, ar fi pus în pericol însă și existența noastră, ca dintr-un regim semi-autonom. Un regim pe care știți și dumneavoastră, noi ne-am bucurat și pe care turcii au spus cândva că nu l-am cucerit cu sabia, nu este cucerit cu sabia. Și asta cu urmările de care cred că le cunoașteți. Se dovedește a fi un diplomat încă din acea întâlnire celebră pe care o face o are cu Radăgănești de Prahova și cu Heisler, cel care mai târziu m-a luat prizonier, mă rog, și reușește să-i scoată Dragoșici din păcate
fără urmări imediat, de decât o retragere din Moldenia. Restul îl știm. Restul îl știm și încercăm să citim, încercăm să judecăm, încercăm să pricepem ce a însemnat pentru epoca aceea, ce a însemnat pentru România, pentru țara asta românească, încălțită, ce a însemnat domnia lor. Ce știi, Lorenzo Maghiu, pe bună libertate, dar fiind activitatea sa și dar fiind ajutorul pe care îl dă din Transilvania, care vor acum să încep până în Ivir, până în Georgia sau să mai departe. Atos, sunt o mulțime de prezențe pe care nu mai oferă, eu zic, unică pentru chiar pentru istoria noastră, a reușit. Poate, ce să zic, poate Ștefan cel Mare cu titlurile sale nenumărate, poate Matei Basarab cu reparațiile care le-a făcut la lucru. Dar niciunul n-a avut de o deschidere, o plajă atât de întinsă ca acest lucru. Am aici, în încheierea temei ridicate de domnul profesor Șerbănescu, am o încheiere pe care am reținut-o, cheia succesul biruinței, sinteziei brăcomenești. Două puncte. Măsura văzută prin titorile domnești din părțile Târgoviște și ale Bucureștiului. Iar tot concluziv, vrem să adaugă această cheie fiind prevalența sensibilă a elementelor tradiționale de sorginte prioritate port zatină. Și accentându-se ca o măsură cumpănită a introducerii de elemente novatoare pe fundalul tradițional rămas însă prioritar. Vă mulțumesc pe profesor, ați focalizat ce se înseamnă în fond un adevăr și o realizare, în special o realizare. Este, da, aș mai putea eventual să omenesc aici, să subliniez și să dau o admirabilă viziune și concentrare de spirit a domnului academician Vlăzuțescu, care prinde un aspect insolit pentru mine, puțin dezbătut pentru alții, și cunoscut de mare majoritate. Ei bine, ceea ce se citesc, ei bine, ceea ce se întâmplă în timpul brâncovanului sau în această perioadă de înflorire este un timp al sincronizării culturale, pentru că se recuperează ce s-a pierdut, timpul care a fost pierdut într-un fel de, într-o concentrare. Avem de-a face cu intrarea în istoria actuală, prezentă în acest răstimp al unor mari culturali, cum necele de mii de pandemiri, iar apoi la de Brâncoveanu, acest mare mecenă și a zice cu particularitățile sale, da, și cu proporțiile pe care îi dădea istoria. Închei, fiindcă am trebuit oarecum prezentarea primului volum care a luat suficient din timpul de a urmă acestor 15 minute, o recomand. Și nu ca un fenomen al domnii și viețuirii Marii Voivod, ci din faptul că a reușit domnul profesor Anglescu să faceteze într-un program sub diferite aspecte, drept sub pana a unor oameni care au știut că își angajează numele la edificiul acesta în altă referență al culturii românești. Trec la punctul celălalt. Aici voi fi mai scurt, fiindcă timpul deja de 7-8 minute, timpul mă silește, timpul și amintirile, timpul și conștiința personală îmi spune că cu acest om m-am întâlnit de câteva ori în detenție. Era pentru noi
pentru noi era dascăl, era profesor, era preotul, era mărturisitor. Am avut prilejul să-l aud de neînumărate ori, sub diferite forme, sub diferite, să zic, întrebări și răspunzii. Era fantastic, fiindcă de la înălțimea catedrii trebuia să se ridice sau să coboare, dar niciodată nu accepta acest lucru. Să ne ridice pe noi țărani, muncitori, studenți, militari. Și categoriile acestea spun că au fost renumărate la o înțelegere a ce înseamnă divinitatea, trinitatea. Hristos în lumina acelea aliții pe muntele Tabor. Erau conferințe unde puterea de a prezenta era concurentă și la o dogmatică pe care evidență o avea la mergână, dar și la o comparație, la o aducere a minte, bine zis, la ce însemna ziua respectivă. În pușcărie, zilele păreau să fie la fel. Ori preoții noștri, ierarhii noștri, au știut la fiecare, cu sinaxar ascuns, avea semnificația lor. Noi am știut când sunt Sfintele Paști, noi am știut când sunt Sărbătorile Mari, și în măsura în care ne-am unit într-un front, evident, clandestin, aceste sărbători erau legate de o Sfântă Liturghie. Adaug aici, pușcăria, Temnița Comunistă, apropo, unde n-a contat dacă erai ortodox, dacă erai greu-catolic sau dacă aparține. Chiar și un om, chiar și Bancul lui Iehova, care respingeau cam totul, așa, se ascultau cel puțin. Veți citi, dacă aveți bunăvoința, de fetele, să zic, autobiografii sau biografii scrise de momentele acestea de înaltă slavă și prezență a ierarhului, zicem noi, ierarhul de cultură primită stăniva. Am aici un lucru pe care l-am selecționat și pe care vi-l dau pe să-l auziți dincolo de mărturisitor, dincolo de profesor, dincolo de pedagog și de cel care venise să fie lumina permanentă a noastră, dânsul mai spune ceva. Mai spune ceva care m-a zguduit pe mine. Un articol în care în fond ce fac eu? Profesiune de credință prea puțin realizează crezul nostru a celor de acolo, dar și celor care erau dincolo de zidurile Temniților. Și spune așa, despre comunism ca ideologie politică comparată cu creștinismul, zice luptătorul, între creștinism și comunism există un antagonism ireductibil, din toate fibrele sale unul neagă pe celălalt. Aceasta deoarece comunismul nu e numai o doctrină de tehnică socială, ci este și o concepție integrală despre lume din care e aruncat radical credința în Dumnezeu. În suflet și în viața viitoare. Deci, de aceste etape. Comunismul nici n-am putea să le admită pe acestea, căci atunci ar trebui să lase ceva din patetică afirmare,
iar virtuțile care derivă și sunt în funcție de credința în Dumnezeu nu pot avea niciun rol în nobilarea raporturilor dintre oameni și ușurarea greutățile sociale. Necredința e partea organică, ființială a comunismului. El este un regim nenatural, anormal pentru oameni. Și viața nu poate curge în cadre anormale multă vreme. Și parcă simțind ceea ce urmează să fie articolul din 42, continuă. Atenție, comunismul! Aici stă adevăratul pericol și pentru noi și pentru țară, atât pentru trecutul ei, cât mai ales pentru rostul ei în viitor. Acesta închei prezentarea celor două volume, e drept, să zic așa, într-un regim de cadență și mă opresc la o revistă pe care, iarăși, scodania domnului profesor a reușit să ne-o dea sub toți. E vorba de revista Cosmos, revistă de studii interdisciplinare, editată de Centrul Demite Stăniloae a Universității Valahia, în dinsul Freder. Aici avem iarăși o sinteză de articole, de eseuri și studii, în care sunt prezenți și psihiatri, sunt psihologi și istorici, pe care vi-aș recomanda să îi luați în primire, fiindcă nu numai că este interesantă, dar are și eu, are fiecare articol, are în mod subtil, aproape clandestin, are o trimitere către vremurile pe care le trăim, către labilitatea lor, către ce înseamnă să destinile unei țări, care nu sunt confundabile cu manifestări, să zic, de multe ori somotoase sau cu participări din acestea, le-aș numi eu și am zis eu dreptul să le spun, că mi-am petrecut vreo 17 ani într-un mediu carceral, sau 15 plus 2, care cei de-al doi au fost mai grei decât ceilalți, să vă spun că am multă uimire, tristețe și poate chiar și revoltă, când constat că, totuși, țara nu se conduce de oameni care nu pot să nu-și pun. În primul că nu se judecă a fi servitori ai statului, ai națiunii, ai poporului. Asta este prea uzată ca să pun accentul pe. Dar sunt oameni care nu știu că, totuși, când ești ministru, când ești mai știu orice, când ai o funcție publică, care nu se dă numai că te-a recomandat unchiul, nepotul sau mai știu cine, un partid, ci fiindcă propriile tale valori te-au condus acolo ca să fii stimat, estimat și condus către un scaun în Ministerul. Constat pe marea mea tristețe că oamenii aceștia nu-și onorează, eu știu, nu-și onorează acel testament pe care îl are fiecare, primit din partea altora. Și el ar trebuit să fie o cezășie pentru noi, pentru poporul ăsta mărit, că nu ne ducem orbește la, sau că am învățat deja foarte multe. Iar cuvintele, îndemnurile, aparițiile, toate am început și am reușit și am realizat să avem deja un filtru, deja să avem o judecată care merge chiar pe lumea statului. Și am avut prilejul anul acesta să trec să mă informez. Oamenii nu mai sunt cei din 90 care să creadă în izbânda speranței care nu putea fi făcută, nu putea fi realizată imediat. Oamenii de acum, chiar dacă se lasă copleșiți de număr, copleșiți de promisiuni, au din ce în ce mai mult acea rezervă. Față de cuvânt, față de legământ și ultima distanță, față de ce să se poate realiza. Mulțumesc!
Cine este? Dacă să spun cine este prezent aici, sunt aceste trei proiecte, proiectul Bunicul Spaniolei, proiectul Cosabin Bărbuna și proiectul Palma 7, care înseamnă Sindicație Informații Lumea Publică din ultimul veac, de la 1914 până în 2014. Asta este vorba despre cele trei lucruri. Palmos 5 și 6 repetă textul din cartea asta noi și de fi cartea Bungoveană. Avem aici aprecierea prin încăpința domnului director, domnul profesor Radu Ciuceanu, de a face această lansare. Am făcut-o la Târgoviște, dar n-a Lumechiu. Și am făcut-o la Sibiu sub prezența, sub patronajul Natului Laurențiu, pe data 25 noiembrie, în aula Facultății Teologiei de acolo, de la Andrei Șaguna. Avem aici, vreau să fiu foarte succint, și o să iau așa direct în ordine, pe domnul profesor Cristian Troncăpe, care a fost și decanul Facultății de Informații. Acum este profesor la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, iată că ne leagă cât de cât urbea, independent de alți factori, știți la ce mă referim, care a lucrat la Palmo 7 alături de încă câțiva care sunt aici la masă. După aceea avem pe domnul Orion Constantin, diplomat de planieră, care ștânsoare la Palmo 6 o contribuție foarte importantă. Bineînțeles, dacă vom relua puțin din tematica de acolo, o să ne dăm seama ce important a fost acea discuție, conferință cu caracter național la Academia de Poliție Alexandru Cuza din aprilie 2014. Alături avem pe domnul prorector, domnul general Radu Barbu, cu care am organizat Palmo 7, de fapt acțiunea aceea din 2014, care zic că a fost un succes. Și vreți o să ne spună contextul în care noi am putut să lansăm acea temă foarte dificilă, până la urmă, despre sindicația informației de o societate normală, să nu zic europeană sau euroatlantică. Avem pe domnul, pe părintele Consiliul Patriarhal Florin cel Bănescu, vechi prieten și vechi coleg de munci în domeniul cultural și domeniul religios, care ne va vorbi frumos despre Constantin Bucoveanu și care lăudam în zile trecute despre realizarea acelui film făcut de Patriarhia Română, Trinitas TV, vis-a-vis de Constantin Bucoveanu, în Eparhia Râmnicului. Dar filmul se poate lua pe aici, timpul nu ne permite și cadrul e prea restrâns și prea aglomerat ca să facem și o prezentare a filmului. Da, merge. Alături avem pe domnul profesor Gheorghe Mănucu Adameșteanu, care a fost foarte legat de evenimentul Brâncoveanu prin arodier pe care a săvârșit o afară, care a ajuns la Sfântul Gheorghe Nou din București. Apropo de găsirea osemintelor Sfântului Constantin Brâncoveanu, care, din păcate, a fost foarte târziu sanctificat, canonizat în 1992, deși trebuia, părerea mea și a multor specialiști, inclusiv a domnului academician Doamnei Ilei, trebuia de foarte mult timp, chiar din secolul XIX, după autocefalie, după 1925, făcută această canonizare. Dar bine că este acum și de aceea e cea mai pertinentă canonizare în sensul de documentație pe lege canonică. Aici avem pe domnul profesor, părintele profesor Constantin Pătuleanu, consilier patriarhal, care tot așa ne-a ajutat cu contribuția domniei sale la domnul Constantin Brâncoveanu, dar cu documente din afara țării, documente din Germania. Și o să vedem cât apreciat era domnul Sfânt Constantin Brâncoveanu dincolo de aceste granițe în spațiul Europei Centrale și nu numai atât în partea apusă a Europei. După aceea este domnul istoric Napal Khan, reprezentant al Muzeului Bucureca și domnul Adameșteanu, acum. Și dânsul are o contribuție sucintă, dar foarte bine și plăcută pentru cititor în acest corpus brâncoveanu. După aceea avem pe părintele profesor Gheorghe Drăgulin, profesor de patologie și de doctrină, care a avut o contribuție de seamă la corpusul Stăniloae, va vorbi și dânsul, dar mai acolo. Părintele profesor Constantin Claudiu Cotan, care tot a avut o contribuție specială, chiar una sau două la, cred că două. Da, Brâncoveanu. Trei. Trei diferite din trei unchiuri diferite și cu care am petrecut frumoase zile în acele conferințe. Aici avem pe domnul Constantin Nicolescu, un apropiat al Părintelui Stăniloae, cu care m-am întâlnit în dese rândul până în 1989 în casa Părintelui Stăniloae, pentru Părintele Stăniloae și nu numai și în casa, sau mă rog, prin casa sau lângă casa poetului Alexandru de Vista, amintire în sensul că nu mai avem încă noi.
O să mai vină și domnul profesor Flavian Roschie, care și dânsul are contribuție la această lucrare Panos 7. Și poate și alții, dacă vin, au promis, dacă vin bine, dacă nu, ne desfășurăm această lansare în aceste concursuri. Dau cuvântul, atât vreau să spun și ca să nu mai vin în început, dacă Părintele Sărinte, Corpul Sustenitor a fost realizat, citesc prin votul Patriarhiei Române, că în 2010 am sărbătorit sub hotărârea directă a Părintele Patriarh Daniel această sărbătoare a unui număr de ani, de la nașterea și de la moartea, am memorat, de fapt, un număr de ani, n-a fost făcut prin conferință, a fost prin o discuție dintre colaborare dintre cu autorii acestui corpus Dubitul Spăinului. Corpusul Constantin Brâncoveanu a fost făcut prin 5 conferințe naționale, respectiv Constanța, Târgoviște, Curești, Sâmbăta și București, Gheorghe Nou, un efort special din partea noastră, ca să mergem aceste locații, cu diverse erari, cu diverse personalități, cum spunea domnul profesor Adun Ciuceanu, cu diverse academice, și am reușit să scoatem acest corpus 6, Panmos, dar și corpus carte Brâncoveanu. Independent de celelalte, cum spuneam mai devreme, este Panmos 7, care a avut o altă, s-a realizat în toată atmosferă, tot printr-o convenție națională la Academia de Poliție, Poliția Alexandria Puzea din Băneasa, în aprilie 2014. Dau cuvântul, știu că e într-un mare pressing, Părintele Profesor Constantin Claudiu Cotan. Și așa o să mergem foarte rapid, 10-10 minute, ca să putem să luăm toate cele împreună cu aceste lucrări din lansarea lor. Claudiu. Domnule director, stimați profesori, părinți profesori și onorat auditoriu. Personal am participat la trei dintre conferințele organizate în cinstea Dumitorului Martir Constantin Brâncoveanu, respectiv la Târgoviște, Orez și Sâmbăta de Sus, și o comunicare la Sfântul Gheorghe, la Biserica Sfântul Gheorghe, care însă este publicată într-un alt volum, și de asemenea o comunicare la volumul închinat cinstirii profesorului Părintele Profesor Dumitru Stăniloae. Pentru mine, Brâncoveanu rămâne înainte de toate și se vede în studiile pe care le-am abordat. Un domnitor inteligent, un domnitor care nu vine aiurea coborât în istoria noastră, ci are la rândul său în spate o istorie pe care o dă familia. Un domnitor care a reușit să fie un bun diplomat, un domnitor care a reușit nu numai prin bogăția pe care a moștenit-o, ci și prin buna chivernisire acesteia, să aibă o domnie lungă, un domnitor prudent și totodată un domnitor care este pătruns, sufletește, de credința pe care a moștenit-o și de la părinți și pe care i-a cultivat-o biserica. Domnia lui Constantin Brâncoveanu se consolidează și are la baza ei, așa cum trebuie să aibă de altfel orice conducere a unui care este în frunte, ceva. Și are în marele pilon pe care îl are domnia lui Constantin Brâncoveanu este biserica. Tot ceea ce reușește să facă, face în tandem cu biserica, folosește oamenii bisericii, folosește resursele bisericii și totodată are încrederea că oamenii pe care i-a pus în fruntea bisericii l-au ajutat. Domnia unui domnitor strălucit, un domnitor care, pe de altă parte, cine citește cu atenție documentele, simte acolo nu numai omul care știe să conducă și omul care are un țel în viață, ci simte în documente și sufletul omului acestuia. Toate scrisorile pe care le are cu Hristan Otara sunt pătrunse de trăirea aceea curată, ortodoxă, de nădejdea în nemurirea sufletului și de iubirea față de Hristos și față de semeni. Nu uit ultimele propoziții dintr-o scrisoare, ultima scrisoare pe care a adresat-o lui Hristan Notara, în momentul în care trebuia să părăsească Bucureștiul și în care în final spune cam următoarele. De aici încolo, Dumnezeu este Cel care ne va călăuzi și vom vedea ce va fi. Un om care pleacă din București pe undeva știind că s-ar putea să nu se mai întoarcă. Dar pleacă cu această credință că Dumnezeu în
știința lui, toate le lămurește și sunt bune așa cum le dă. Pe de altă parte, mă bucur că domnul profesor Aduciceanu a prezentat din Dumitru Stăniloae cele câteva cuvinte care sunt legate de comunism. La Dumitru Stăniloae și m-am oprit la această dimensiune a teologului care este mai puțin abordată de noi, și anume un pic de istorie contemporană, de felul în care un mare teolog a înțeles ce se întâmpla în lume în timpul lui. De felul în care, deși în anii 30, când comunismul Rusia făcea ravagii, simțea viitorul României. Pentru că în acele cuvinte, de fapt, acest lucru îl marchează Dumitru Stăniloae și spune felul în care comunismul nu poate să aibă nicio legătură cu comunismul. Între comunism și creștinism nu există nicio legătură. Nici ceea ce înseamnă ideologia, nici ceea ce înseamnă socialul chiar. Absolut nimic nu poate să fie asemănător între cele două. În primul rând, creștinismul te duce în fața lui Hristos, iar comunismul te duce doar în fața trecutului, a trecătorului, a materiei, a nimic ceea ce să aibă legătură cu Divinul, cu sufletul omenesc. De aceea sunt, după părerea mea, câteva cuvinte pe care Stăniloae le-a scris în Telegraful Român, memorabile. Și asupra acestor cuvinte m-am oprit în articolașul pe care l-am scris în acel volum, închinat cinstirii Părintele Profesor Dumitru Stăniloae. Cu siguranță se pot vorbi mult și despre Dumitru Stăniloae și despre Constantin Brâncoveanu. Am avut bucuria de a fi în câteva din aceste conferințe, fie cu Părintele Profesor Șermănescu, fie cu domnul profesor Adameșteanu, cu Părintele Constantin Pătureanu, cu domnul profesor Vergati, care din fericire nu este astăzi aici cu noi, pentru că ne-ar fi bucurat cu câteva cuvinte alese. Însă, pe de altă parte, în timpul conferințelor respective, am trăit nu numai relevanța științei pe care o are fiecare dintre noi, ci bucuria de a fi la sinfonie în conferințele respective și chiar o trăire duhovnicească, aș putea să spun, cu uit de seriile pe care le-am petrecut la Horezul sau la Sâmbăta de Sus, discutând după aceea și plimbându-ne prin mănăstiri despre același subiect, și anume Constantin Brâncoveanu, domnitor și martir al poporului nostru. Chiar într-unul dintre studii am și afirmat că până la urmă moștenirea lui Brâncoveanu, din ea trăim și mâncăm și astăzi. Și păcat că poporul, dacă ar fi avut pe Constantin Brâncoveanu, consider încă vreo 2-3 domnitori la fel, nu eram unde suntem astăzi. Vă mulțumesc! Mulțumesc părintelui profesor Constantin Brâncoveanu, care ne va părăsi, de care o obligație de serviciu, să zicem așa. Da. Vreau să spun despre Sibiu, acolo va vorbi domnul profesor Radu Ștefan Vergati, acum este la Madrid. A spus că până pe 19, deci nu este în țară, ar fi venit și dânsul aici, dar asta e situația, va fi acolo. Și la Sibiu va vorbi și părintele academician, Mircea Păcurariu, despre Stăniloae, un profesor Gabi despre Constantin Brâncoveanu. Așa ca o mică paranteză. Dau cuvântul, dar repet foarte pe scurt, ca să putem să ne încadrăm în timp, deci repet 5 până la 10 minute, maxim 10 minute, dacă nu o să bat în microfon, da? Părinte profesor Gheorghe Drăgulin, deci rugămintea mea e să fie scurt și 10 minute, ca să putem să ne cuprindem în timp, da? Vă rog frumos. Mulțumesc frumos. Părinte profesor Gheorghe Drăgulin a fost profesor în sală din București, am fost de teologie și după aceea și profesor la începerea 1 decembrie din Alba Iulia, profesor de patologie în mod special și un ucenic al părintelui Dumitru Stăniloae, pentru că a dat doctoratul, l-a susținut doctoratul prin coordonarea părintelui profesor Dumitru Stăniloae. Domnule director al Institutului, preagoșeni și colegi preoși profesori, onorați oameni de cultură aici de față. Ne-a adunat în acest așezământ de cercetare a istoriei totalitarismului,
comemorarea deosebită a celui care a fost preot, profesor, teolog și deținut politic, părintele profesor Dumitru Stăilai. În limita acelor 5-6 minute câte au fost acordate, voi aminti doar câteva elemente. În primul rând mă gândesc că, datorită admirației deosebite de care se bucură părintele profesor, se pare că s-a estompat oarecumva latura umană a personalității sale, sau mai pe ce spus, se neglijează câte strădani a depus dânsul pentru a se realiza ca om de cultură și ca teolog. În acest sens, amintesc că dânsul nici n-a fost teolog de la început. Doctoratul și-a luat în bizantinologie și istoria universală la rectorul de atunci, Romul Câmpia, la Cernăuți. De asemenea, se știe câte strădanii punea pentru editarea atâta Telegraful Român, cât și a volumului de teologie pe care le colecta și le distribuia personal. Și, în general, fiind numit rector și profesor la vârsta de 28 de ani, a depus o activitate uriașă, în sens că era și rector, și profesor, și colaboratorul cel mai distins al acestui organ de presă bisericească, Telegraful Român. În ceea ce privește opera... A fost redactor sever, era directorul Telegraful. Bineînțeles. Și, domnule, vreau să rețineți, nu știu dacă ați consemnat în bibliografia noastră, a avut bursă la București, la facultatea de, așa, facultate dată de așezământul Mitropolit Filipii. Da. Doșitei. Da, putem discuta și cum s-a retras de la filologie. Da. Dar nu este cazul acum de explicat. Bineînțeles. Da. În ceea ce privește opera, este susținut de doi stâlpi, așa, anume dogmatica sa, care constituie un sistem în trei volume și, bineînțeles, cu istoria aceea a misticii care a fost tipătul de lor, și, de asemenea, al doilea stâlp este acela al filocaliei pe care a rezat. În ceea ce privește opera, trebuie să amintim că mai înainte fusese precedat la catedră de către un tot un mare dogmatist, printre altele, mă refer la mitropolitul Ireneu Mihălcescu, care însă era de altă factură și care, într-un fel sau altul, făcea simțită venia la catedră a unui alt curent de dogmatism. Microfonul mai departe, așa ca să nu se audă, că se audă puțin mai departe de ziua, da? Așa, da. În ceea ce privește sistemul dogmatic al prietenului profesor, amintim că dânsul a adus clarificări foarte precise și foarte importante, în primul rând ceea ce privește cunoașterea lui Dumnezeu. Și poate ați ținut înfruntări între cei care, între Vladimir Roschi și ceilalți, unii susțineau în cunoașterea Dumnezeu doar valabilitatea afirmativă, în timp ce alții puneau accent, același accent, pe partea negativă. Părintele profesor le-a asociat pe amândouă, precizând că nu e cazul să punem accent doar pe teologia negativă, pentru că felul acesta ajungem la sistemul și la spiritualismul neoplatonician de odinioară. Elementul cel mai de asemenea, mergând mai departe, constatăm că dânsul a tratat problema Preasfintei Treimi într-un mod original, în sensul că a unit economia și cu
partea cealaltă, pentru că Preasfânta Treime nu este numai de competența biserilor și a mănăstirilor și a călugărilor, ci Preasfânta Treime întărește și luminează și mântuiește întreaga umanitate, deci istoria și cultura și arta. De asemenea, un element important în sistemul de dogmat al primului profesor este tratarea Hristologiei. Hristos este acela care s-a adus jertfă nevinovată, așa, pentru păcatele omenii. E cunoscută istoria mântuirii în sensul că protopărintele neamul omenesc a fost ispirit diavol și a căzut păcat care a fost moșit de întreaga omenire. De asemenea, deci, faptul că Hristos nu e numai al contemplației, ci este și al făptuirii în societate, așa cum este ea la un moment dat, așa, dă mari posibilități atât cu teologii, așa, că și culturii, și filosofii, și altor categorii de culturale existente. Mai departe, trebuie să amintim faptul că a reactualizat, sau cum să spunem, a adus mai insistent în cultura noastră, teologia Sfântului Igore Palama, aceea care a fost refuzată de apus, în sensul că apusenii prin Toma de Aquino pun accentul pe cunoașterea de către om a esenței divine, în timp ce teologia răsăritiană și în timp special prin glasul Sfântului Igore Palama a arătat că nu este posibil să cunoaște pe Dumnezeu sa, ci doar în manifestările sale, și asistăm la acea distinție care nu trebuie să fie uitată între esență și elemente în dumnezeitoare. Deci omul și cosmosul este în teologia răsăriteană îmbrățișat de iubirea și de exemplul Domnului prin aceste prin afirmarea acestor două elemente, distinția aceasta de la început. Pe urmă, aș putea ca să mai numai două secunde, doresc să atrag atenția că printre profesor a arătat și un mod de a trăi în timpul comunismului, fără ca să fii condamnat de ideologia acestea și în cuvântări și prilejuri așa întâmplătoare, a atacat indirect, că se putea atunci, conștiința materialistă a societății noastre, nu din oameni. De asemenea, în timp ce reprezentanți cei mai buni ai intelectuții române ziceau pe la Râmnicu Sărat, pe la Iul și așa mai departe, așa cum a amintit domnul profesor, și se demolau bisericile, părintele profesor a avut curajul și puterea să depășească supravegherea cenzurii, lansând teoria aceasta și a misticii, în sensul că omul nu este numai un descendent al darwinist, al maimuțelor din oară, ci este o persoană capabilă de valori, capabilă de mântuire, capabilă de dobândirea în veșnicie a mântuirii. Și ca să închei, să nu mai enervez de domnul profesor, voi mai spune că prin tot ce a creat se apreciază că are 20 de volume de studii personale, în afară de cele de traduce, de eseuri sau așa, pe care se adaugă, încât a devenit cunoscut în țară, a devenit în sănătate și
atât prin personalea sa, cât și prin traducerile care s-au avut în limbile circulației europeană, ca și prin conferințe pe care le-a ținut în marile centre europene de cultură. Și deci a fost comparat în diferite feluri. La ortodox, de pildă, există o comparație că Părintele Stănuroae este cel mai mare teolog al veacului al XX-lea, alături de Sfântul Sârbu. Justin Popovici, și alături de profesorul George Frolovski de la New York. Alții au alte clasificări. În tot cazul este interesant că chiar Papa, când Ioan Paul II-lea a venit în România, așa, a amintit de Părintele Stănuroae, citându-l alături de von Baltazar din catolicism și alături de Karl Marx din protestantism. Închei atrăgând atenția că în acești ani de postmodernism și de necredință și de accidente și câte sunt acolo, teologia caldă, unitară, iubitoare, iertătoare pentru profesor, este de actualitate veșnică. Amin. Mulțumesc. Mulțumim, părintele profesor. Este încă alături și în cele 50 minute, am făcut vreo 16-17 minute, dublu. Și timpul nu ne permite să facem excedeze la timp. Dau cuvântul părintelui profesor Constantin Pătuleanu, care o să fie foarte precis ca în stilul german. Facem o demonstrație și cu timpul în acest context. Da. Onorată asistență, studiile mele, plecând din Germania de la studiile de doctorat, s-au orientat în special către relațiile dintre protestanții din Transilvania și ortodoxii din același ținut, dar și în ceea ce privește relațiile dintre biserica noastră ortodoxă română cu biserica evanghelică din Germania în timpurile moderne. Poate este un lucru mai puțin cunoscut pentru auditoriu. Biserica noastră, biserica ortodoxă română, pe lângă dialogul cu biserica romano-catolică, pe lângă dialogul cu bisericile vechi orientale, întreține și un dialog cu biserica evanghelică protestantă din Germania. Pe firul acestor studii am încercat să înțeleg care sunt resorturile veacului al XVII-lea în ceea ce privește în special evoluțiile culturale și spirituale, atât din România cât și din Europa. Sigur, dacă vom privi secolul al XVIII-lea din perspectivă europeană și din perspectivă românească, vom vedea că avem câteva mișcări, în special spirituale, care sunt interesante. Plecând din Franța, de la Revoluția franceză, sigur, iluminismul a fost preluat și de partea germană, prin așa numitul Aufklärungul nemțesc, se referă la încercarea acelor intelectuali de a se elibera de chingile și de dogmatica teologică a veacului al XV-lea, al XVI-lea, însă observăm în Aufklärungul nemțesc, în Aufklärungul german, și o încercare de a detalia și de a explica ce înseamnă înnoirea omului. Așa numitele Erneuerungsbewegung, mișcările de înnoire spirituală, au produs în cultura germană, teologică, o modificare de paradigmă, putea să spunem. În special, pietiștii de la Halle și din Frankfurt au încercat să dea o nouă conotație teologie. Au observat că există o anumită teologie ortodoxă, protestantă, în ghilimele, cum îi spuneau ei, care este destul de seacă și că există, era nevoie, pe lângă această teologie de școală, să dezvolte și o spiritualitate pe măsură. Așa s-a întâmplat în Frankfurt și apoi preluat sistemul acesta de la Jacob Spener, de către discipolul său, August Hermann Francke, în orașul Halle, din Germania. Acolo a dezvoltat acest mare pietist un centru de excepție. Astăzi, așezămintele acelea îi poartă numele, se numesc Francke și Stiftungen, așezămintele lui Francke din Halle, și
Omul acesta, ajungând undeva în jurul anului 1694, în orașul Hale, a observat în o parohie la marginea orașului, de altfel acum, sigur, parohia aceea este și așezămintele lui Franche sunt integrate în ansamblul orașului Hale, dar atunci erau cumva la marginea orașului și a observat că pe străzile localității respective, foarte mulți copii rămâneau fără de educație, socializând stradal și ajungând să nu mai corespundă principiului educațional pe care îl dezvolta August Hermann Franche prin curentul pietist. Așa se face că el adună copiii aceia în casa lui proprie. Și oamenii se mirau și întrebau cum un preot adună copiii în propria casă și încearcă să-i educe. Și continuând această lucrare, într-una din zile, a găsit la cutia milei 4 taleri și 16 groșe, cum spun nemții, și din acei bani, spune el, avându-i în mână, spune, asta e un adevărat capital și cu asta trebuie să fac ceva. Și a pornit să construiască o casă de copii. Weisenhaus se numește, există și astăzi în Hale, și apoi un imperiu educațional a constituit August Hermann Franche în Hale, plecând de la această realitate din orașul Glauca, cum se numea atunci, sau satul Glauca, la marginea orașului Hale. Ceea ce este important, după ce August Hermann Franche dezvoltă acest sistem educațional cu institute pedagogice, institute pentru fete, institute pentru copiii celor mai bogați, dar și pentru copiii săraci, și un institut oriental, adică pentru cei care veneau din, se numea Institutul Iudaicum et Mahomedanicum, deci un institut și pentru iudei și pentru mahomedani, dar și pentru ortodoxi, și plecând de la acest institut, se înfiripă o legătură între Constantin Brâncoveanu și August Hermann Franche la Hale. Pentru că Brâncoveanu a auzit foarte curând de aceste așezăminte, care depășesc granițele Europei, a încercat să se informeze despre realitățile din Hale. Cum a putut August Hermann Franche să facă o reformă educațională în Germania și cum ar putea și el să inspire de acolo. După cum știm, în România, noi considerăm că Brâncoveanu s-a inspirat doar de la Padova, din Italia, din Austria sau din Constantinopol, în ceea ce privește reforma educațională pe care a dorit să o implementeze în țara românească. Am găsit documente care vorbesc despre un anume Heinrich Ludolf, care a venit din Germania în Constantinopol, s-a întâlnit cu ambasadorul lui Brâncoveanu în Constantinopol și îi scrie o scrisoare lui Brâncoveanu, pe care o trimite prin acest ambasador și care, sigur, pe de o parte, acesta arată realitățile din lumea protestantă, din orașul Hale și din lumea pietistă. Și apoi Brâncoveanu îl roagă pe acest, auzind despre ce se întâmpla acolo, îl roagă pe acest trimis al lui August Hermann Franche să trimită un om la București pentru ca să-l ajute în reforma învățământului românesc. Și atunci August Hermann Franche trimite o nouă scrisoare personală și spune n-are rost să trimite noi un om la București care nu-și cunoaște limba, ci trimiteți voi un om de la voi de acolo care să studieze, să vadă ce s-a întâmplat la Hale și să puteți să implementați în București. Așa ajunge în 1703, plecând de la Oxford, un anume Theodorus Basilius, care era român de origine și trimis de Brâncoveanu în Anglia la studii, prin legăturile pe care le avea cu Lordul Page. Și acesta ajunge în 1703 la Hale, rămâne până la 1706 înmatriculat la Institutul Orientarium, Institutul pentru Oriental, pentru greci, pentru ortodoxi în general. Și după 1706 nu mai cunoaștem nimic despre Theodorus Basilius, însă 1714 avem scrisoare în care el îi răspunde lui August Hermann Franche, îi mulțumește pentru studiile pe care le-a realizat la Hale, deci îl găsim în casa lui Brâncoveanu pe acest Theodorus Basilius. Așa se face că în reforma lui educațională, Brâncoveanu s-a informat nu numai despre realitățile din Turcia, din Italia sau din Austria, ci și despre realitățile din Anglia și mai ales din Germania piedistă, Germania lui August Hermann Franche. Mai multe despre lucrarea aceasta veți găsi, sigur, în documentele pe care le-am publicat, în scrisorile de arhive, unele inedite, altele edite, dar necunoscute sau mai puțin cunoscute în România. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez succes. Mulțumesc, Părinte Profesor. Pătuneanu, că a fost foarte precis în apropo de timp, spirit german. Bineînțeles că ai o experiență când mergi în afară și vrei și alte arhive, vezi ce se întâmplă și în altă
în alte părți ale lumii. Eu aș gândi, apropo de arhivele acestea, cea mai bună arhivă este Brâncoveanu, știți unde sunt? Sunt la Ankara. Din păcate, acolo, în arhivele limba turco-osmanlăie, turca veche, se găsesc foarte multe informații despre istoria poporului român, istoria principatului, inclusiv despre Brâncoveanu, de care noi nu avem habar. Asta apropo și de secularizare și de celelalte lucruri care au rămas subiecte încă, zic eu, necunoscute în istoria noastră, fie bisericească, fie istoria care o facem noi și inclusiv acest institut, dar aici este istorie recentă, de fapt, mai puțin istorie de mediu și perioadă medievală. Dau cuvântul de domnul profesor Cristian Trombătă, care și dânsul are încă o altă conferință în altă parte, încercăm să le dregem în timp, ca să putem să facem această lansare cu mine propus. Mulțumesc că suntem înțelegători unii cu alții. Mulțumesc, domnule profesor. Aveți și un microfon dar și onorată asistență. Să-mi permiteți să spun ce câteva cuvinte. În primul rând să-l felicit pe fostul meu coleg de facultate, domnul Angelescu, pentru aceste proiecte pe care văd că reușește să le dezvolte și să atragă cât mai mulți oameni de cultură și să abordeze probleme dintre cele mai importante pentru istoria noastră națională. Eu mi-am adus o modestă contribuție la apariția acestui număr 7 al revistei Patmos, participând nu de mult la un simpozion la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza pe o temă extrem de interesantă și anume rolul informației în fundamentarea decizii. În studiul pe care l-am prezentat, evident, nu puteam să abordez decât o temă care mi este pe suflet, e o temă care m-a călăuzit în întreaga mea activitate de cercetare, și anume rolul serviciilor de informații în fundamentarea deciziei strategice. Și am abordat trei studii de caz. Un prim caz, informațiile pe care Serviciul Secret al Armatei Române, condus de Mihail Morozov, le pune la dispoziția factorilor de decizie cu aproape un an de zile înainte de prăbușirea granițelor. A avut informații care au demonstrat aranjamentul dintre Germania și URSS, celebru pentru noi de tristă amintire pact Molotov-Ribbentrop, cu o zi înainte, nota de informare, era cu o zi înainte, era pe 22 august 1939, deci cu o zi înainte de a se încheia propriu-zis pactul. Serviciul știa. Apoi sunt fluxul de informații, merge până în iunie 1940, demonstrând aproape pas cu pas toată strategia pe care sovieticii o aveau pusă la punct pentru a recupera între ghilimele din punctul lor de vedere, pentru a răpi din punctul nostru de vedere Basarabia și Bucovina. Al doilea caz, am dat fluxul de informații al SSI în aprilie 1941 informații privind pregătirile de război ale sovieticilor. Deci era cu o lună și jumătate înainte de declanșarea războiului pe frontul de Est și SSI-ul, într-un amplu raport sinteză de 130 de pagini, demonstrează cât se poate de clar că cine declanșează război contra sovieticilor riscă să fie bolșevizat. Ei dau pe în amănunt doctrina de război sovietică care spunea îi atragem pe adversar în Rusia, le epuizăm forțele, apoi organizăm un contraatac și nu vom încheia războiul decât în momentul în care nimicim adversarul. Prin nimicirea adversarului însemna impunerea regimului
sovietic. Evident, și în cazul primului informațiilor lui Morozov și în cazul acesta, puterea politică a acționat cum a putut sau nu a reacționat. Și consecințele pentru români au fost dintre cele mai nefericite. Sigur, mareșalul Antonescu și-a spus și la proces că nu avea o altă cale, nu avea de ales, nu putea să stea cu mâinile încrucișate să vadă cum alții ne eliberează teritoriile pe care noi le cedasem cu un an înainte, fără reacție. Și în sfârșit, un al treilea caz, decembrie 89, am pus cap la cap informațiile și memorialistice și arhivistice și toate au dus la concluzia despre rolul foarte important pe care sovieticii l-au avut în evenimentele din decembrie. Revolta populară a fost una și acțiunea serviciilor secrete sovietice care au sprijinit grupul ucis a fost altceva. Organele de securitate au informat conducerea politică pe Ceaușescu încă din februarie 1989. Evident, Ceaușescu a avut politica lui aici, spre deosebire de serviciu secret și de serviciu special de informații în 40-41, aici securitatea nu și-a realizat ceea ce legea spunea, acțiunea preventivă. A informat, dar practic prin pasivismul ei a trădat nu numai conducerea politică, dar acum noi ca istorici ne putem permite să facem astfel de valori, datorită celor 1018 vieți de după fuga lui Ceaușescu, a însemnat practic o fugă de răspundere, o abandonare, după unii istorici chiar trădare, lucru recunoscut și de generalul Vlad într-un memoriu din martie 90, pe care îl trimite domnul Iliescu și unde recunoaște această trădare, dar mai ales faptul că a fost o instituție care, după fuga lui Pacepa, se deprofesionalizează. Eu, în lucrarea duplicitarii, am numărat și am întâlnit în arhivă dosarele a numai puțin de 32 de trădători, trădători transfugi, deci cei care au plecat cu tot cu documente în afară, și aici, în interior, erau cârtițele care, vorba de, după terminologia franceză, transfugi en place, adică trădători în defectori pe loc, sau cârtițe, după alte terminologii. Despre ce se întâmplă astăzi nu vreau să vorbesc, pentru că astăzi am revenit la sistemul de inteligență, deci am abandonat sistemul de securitate în mâna unei singure instituții. Avem mai multe instituții de securitate, două servicii de informații, care sunt foarte lăudate de partenerii occidentali. Nu mă întrebați ale cui sunt serviciile noastre de informații, pentru că vă voi răspunde imediat și ale României, cu succesele sau insuccesele de igoare. Este inacceptabil ca un factor de decizie care a beneficiat de fluxul de informații al inteligențului să-l laude când e în funcție, iar apoi să critique sistemul când nu mai e în funcție. Se pare că ar trebui să revenim puțin la istorie și să învățăm mai multe din concluziile acestea. Vă mulțumesc pentru atenție. Profesor Cristian Trompăta a fost, s-a încadrat foarte bine și în timp, a acoperit exact o părticică semnificativă a acelei conferințe la care la linia de părinții. Dau cuvântul domnului general Vlad Badiu, prorector
al Academiei de Poliție, consilier în ședințele interne și profesor universitar și conducător școlii de operare de la Academia de Poliție din București, care a fost co-organizator cu mine în acel moment, în aprilie 2014, și am venit împreună să facem această comisie pe o temă foarte, foarte dificilă, să vă zic, și riscantă, implica, de fapt, și instituție puțin mai politicoasă, zic așa, dar am făcut-o bine și zic că, iată, a apărut și un banul 7 care poate fi acum pus pe masă în fața istoricilor. Mulțumesc, Cristian, domnule profesor, cu pace și succes la această conferință. Domnul profesor. Mulțumesc, domnule profesor, bunată din auditoriu. Aș vrea să încep prin a ne gândi dacă timpul ne ajută la ceva, în sensul că a devenit stres sau timpul este scop, pentru că, din păcate, timpul nu ne ajunge niciodată. Și, de fapt, ne-am întrebat, sau ar trebui să ne întrebăm cu toți unde ne grăbim. În fiecare zi ne grăbim, dar, de fapt, unde vrem să ajungem. E o întrebare asupra care ar trebui să reflectăm cu toții, pentru că, la un moment dat, ne evaluăm ce ne-am ales în viață, bani de muncă, lor de chin, că avem și satisfacție, ce știm, de fapt, pentru ce trăim. Scoate în evidență activitatea deosebită a domnului profesor Andreescu, și, într-adevăr, o bucată bună de timp, am reușit să scoatem numărul 7, a revistei Patmos, care, în principal, conține ceea ce s-a dezbătut, s-a discutat la această conferință națională a Academiei de Poliție, în 2014, o temă interesantă, actuală, riscantă, așa cum a afirmat și domnia sa, și pot să spun că o temă de mare importanță și de mare actualitate. Mă întrebam mai devreme, de fapt, când s-a născut informația. Unde este zborul informației? Care este rolul informației în viața economică, socială, politică, până și a familiei? Informația are un rol foarte important. Și, de fapt, știm cu toții că astăzi cine are informația, stăpânește lumea. Stăpânește familia, stăpânește societatea. Este cel care ajunge primul la ceea ce dorește. Important, în ceea ce dorește să fie obiectiv. Iar asta, dacă vorbim despre cele două servicii de informații ale României, principal ce spunea domnul profesor, acestea se desfășoară activitatea, într-adevăr, în interesul poporului român. Pentru că dacă aș întreba acum serviciile, ce au făcut când s-a demolat industria României? Ce au făcut când totul s-a distrus, construit prin sudoarea poporului român? Oare n-au nicio responsabilitate? Eu sper să nu continue așa, de fapt, unde să ajungă poporul român. Sper că nu vom ajunge pe marginea prăpastiei. Dacă de 2000 de ani toți ne-au exploatat, toți ne-au subjugat, de fapt, care a fost și rolul informației în tot acest răstimp? Comunicarea mea a fost cu privire la importanța informației în apărarea ordinii și liniștii publice. Păi dacă n-am mai avea ordine și liniște publică astăzi pe stradă, dacă n-am avea curajul încă să circulăm pe stradă, de fapt, unde am ajunge? Pentru că dacă vom continua în felul ăsta, nu prea mai este mult până acolo. Și, de fapt, n-am fi primul stat când scapă de sub control ordinea și liniștea publică, dacă ar fi să luăm exemplu de acum două nopți ce s-a întâmplat la Paris. Parisul cu servicii de informații, cu un sistem de ordine publică foarte bine pus la punct, ne-a dovedit că, într-adevăr, orice e posibil. Spuneam că nu este normal. Da, nu este normal, dar uitați, se întâmplă, e posibil. Și atunci trebuie de făcut ceva vis-a-vis de informații, pentru că, într-adevăr, să fim primii care avem informația și această exploatată, bun și revin, poate sunt prea pretențioși și subiectivi, într-adevăr, în interesul națiunii a poporului român. Pentru că altfel, în condițiile în care alții ne vor dicta ce avem de făcut, nu vom mai fi stăpâni nici la noi în casă. Astăzi, pe pământurile noastre, răvnite de multe secole de alții, produc alții ceea ce, de fapt, trebuie să producă poporul român pentru a hrăni pe alții, așa cum, de fapt, am făcut atunci când agricultura nu cunoștea metode și mijloace moderne. Și nu suntem în stare să mai facem asta. Să dau un singur exemplu. Într-adevăr, volumul conține succint foarte multe teme de un interes deosebit și aș putea să consider că fiecare din temele care au fost dezbătute atunci ar putea constitui titlul unei teze de doctorat. Astfel încât constituie un izvor pentru cei care doresc în continuare să dezvolte ceea ce înseamnă informație, rolul și rostul acesteia și de ce nu să organizăm, nu știu, poate informația astăzi, rolul informației astăzi, cum
spun astăzi, de nici la mâine, pentru că, din păcate, revin asupra ideii, iar sunt subiectiv, într-adevăr, trebuie într-adevăr să exploatăm informația în interesul poporului. Noi, prin ceea ce facem, să rămână ceva după noi. Istoria a făcut-o poporul, cum spunea Nicolae Băncescu. Dar fiecare dintre noi să facem ceva, pentru că, într-adevăr, ce rămâne după noi, de fapt, rămân faptele. De ce ne grăbim tot timpul să acumulăm valori materiale, mai puțin spirituale? Rămân faptele, iar material nu luăm nimic cu noi. Și, de fapt, de ce ne grăbim și nu avem timp? Consider că ar trebui să medităm mult mai mult din acest punct de vedere. Într-adevăr, alocuțiunile părinților profesori sunt deosebite, din acest punct de vedere, evident, pentru că, într-adevăr, plecând de la această întâlnire de astăzi, să medităm pentru o dezvoltare în continuare a ceea ce ne este necesar. Nouă, în primul rând, poporului în mod deosebit. Mă opresc și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Vreau să vă spun că am făcut ce am putut, pentru că trebuia făcut mult mai mult atunci la Academia de Poliție, în sensul dezvoltării acestei teme. Dar e bine că e un început, e bine că putem face mult mai mult, să fie important să fim sănătoși, să rămână, revin, deși mă repet, să rămână ceva după noi, să ne rămână faptele, să ne pare de că am trăit pe acest pământ, într-o etapă de timp, care, de fapt, și noi suntem prăpăduși a istoriei. Vă mulțumesc pentru faptul că v-ați făcut să mă ascultați. Și mie nu numai decât să vă doresc în continuare multă, multă sănătate. Este cea mai importantă avere a fiecare dintre noi. Să ținem la sănătate cât o avem. Este personală, nu se împrumută. Iar când nu mai avem și bani cât de mulți o avea, nu mai putem recupera. Vă doresc ceea ce v-ați propus să le fie bine. Vă sunt deosebit în continuare. General, pentru voastre cuvinte. Sunt o frumoasă așa de la partea cu jucărie mecanică, 14 ani, dar este de fapt electronică. Ați atins un punct foarte sensibil. Nu ne-am uitat atunci la el, la ce s-a întâmplat după 90, s-a văzut pe informații, dar tragedia economiei românești n-a fost abordată serios de mass media, nici de istorici, nici de oameni politici, nici de biserică, nici de alții. Dacă ne gândim la țara asta, cât de bogată era în 90, de cât din comunismul acela, nu era vândută. Tot ce a însemnat fabrică, uzină, așa cum s-au construit, au fost distruse sau vândute sau, de fapt, puse la pământ, cum vreți. Solul și subsolul a fost și el, dacă să-i discutăm foarte clar, vândut prin lege, niciodată nu a fost la trecut, vorbească de guvernul spre Imperiul Otoman. Sau Imperiul Țării, să zicem, de mai departe, contactele care a avut Brâncoveanu și Cantemir cu acest imperiu țarist pe care ne împrăzeam. Toată istoria aceasta dramatică, cu Austro-Ungaria și așa mai departe, cu Germania Luftiger și așa mai departe, niciodată n-am reușit această perioadă de a distruge tot. Toată avuția națională a fost dată la alții. Aici este informația care trebuie poate pusă în opinia publică, la vâzi. Ce am făcut noi după 90 ani, 26 de ani. Este incredibil. Niciodată poporul român a vândut pe lege aproape tot. Și încă mai vreți să vindem. Chiar dacă ai dat în structură Europa. Deci e o problemă foarte gravă dacă o analizăm. Numai legea retrocedărilor 10-2001, dacă am făcut într-o discuție, ce s-a întâmplat cu această lege în România, apropo de Transilvania și nu va ca naționalist sau ca... Nu va ca român și ca european. Nici o țară ex-comunistă nu s-a făcut retrocedare integrală în domeniul cultelor. Niciuna! Și reacție n-a existat nici din partea statului, nici din partea unei biserici. Pe tema asta vreau să discutăm mult mai pe larg. Că sunt foarte grave pe care cândva, cândva, poate o să răspunde, dacă nu fați oameni în fața Dumnezeu, că ne-a trădat țara. Peste cuvânt. Și noi, ca istorici, până la urmă, ca profesor, ca ce să... Da, dau cuvântul părintele profesor Șerlu, să ne întoarce la Constantin Brăgăm, care și-a dat viața pentru poporul român și spunea la acea conferință, acea lansare de la Târgoviște, nici astăzi statul român n-a cerut guvernului turc, statului turc, să răspundă la faptul acesta criminal vis-a-vis de Constantin Brăgăm.
era domn al Țării Românești, a unei entități românești și se putea, după 1990, și poate și înainte, dar zic după 95 încoace, să tratăm treaba foarte serios, stat la stat. Să-și are scuze în fața Europei, în care ea atunci vrea să intre. Mai cu alte detalii, cum o scrie și cu Patrice, că nu este cazul, intrăm în alte discuții care nu au rostul aici. Dar aici avea o scuză, pentru că Europa astăzi a văzut paritatea, cum a tratat problema conquistadorilor sau expedițiilor care a putut în America de Sud, nu mai zic cuvinte de iertare din partea șefului suprem al Bisericii Catolice, la ca exemplu, pe tema asta. Și nu numai. Noi n-am fost în stare să ne cerem drepturile noastre de bun simț. Să ceară guvernul turc, guvernul României, iertare pentru faptul criminal vis-a-vis de Constantin Mărmăreanu din 1714. Asta e o altă problemă care ar merita atenție mult mai multă. Noi, istorice, n-am tratat-o în 2014 și cei din biserică și cei din societate pe tema asta. Iertarea sau scuzele sau cum vreți dumneavoastră din partea celor care conduc statul turc astăzi vis-a-vis de Mărmăreanu. Care e un simbol pentru de-a românesc. A rămas înscris bine, un fi bine în istoria poporului român. Domnul Părintele Profesor Florin Șervenescu, consilier patriarhal, care ne încântă de multe ori, dar tot pe scurt. O să încep, nici nu mă adresez tuturor, așa cu dragostea dintotdeauna, cu bucuria de a fi împreună. În câteva cuvinte o să încerc să sintetizez ceea ce am spus ceva mai pe larg în una din manifestările pe care le-a organizat domnul profesor Anghelescu la Târgoviște. Și care s-a scris în acest an comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni, care mi-a dat prilejul să exprim public în repetate rânduri și să aștern pe hârtie și să iată să apară și în, nu numai în forma asta, a apărut și în volumul acela ceva sau în volumul editat de Patriarhia Română. Pe aceeași idee pe care am sintetizat-o în aceste cuvinte emblematice, cheia biruinței sintezei brâncovenești, măsura. Gândul acestui cuvânt emblematic, măsura, raportat la această epocă brâncovenească din punct de vedere cultural și artistic, mai ales din punctul de vedere a sintezei artistice a epocii brâncovenești, s-a născut și s-a cristalizat în timp. Este rezultatul unei reflexii de ani de zile, întrucât împrejurările au fost de așa natură, încât am fost ani de zile în miezul unei probleme, unui for de analiza unor proiecte de biserici care s-au proiectat și în mare parte executat, terminat în perioada post-decembristă. O comisie care a funcționat până în anul 2004. Am trăit cu toți acel moment de după 90 de desfătușare, dar și de scăpare uneori a frâielor echilibrului. Pentru că mi-aduc aminte că în vremea aceea am putut să aud și din partea unui specialist în domeniu, culmea. Deci era atâta entuziasmul că s-a ajuns până și la formulări de genul acesta, ce să facem cu casa poporului, să o îngropăm în pământ și să punem pe un băț și să scriem un băț, un monument și să scriem pe el mormântul comunismului. O construcție ca și toată zona centrală născută, mă rog, eu am copilărit în zona aceea, născută în centrul Bucureștilor, mă rog, prin demolări, nu mai intru în detalii, dar prin legea 1 luată de la gura fiecărui român. Și echilibrul pe care e foarte important să îl păstrăm chiar în momente tensionate, momente dramatice, momente, mă rog, de evoluții rapide, de schimbări rapide de situație, ne impune această reflexie așezată asupra lucrurilor, știți, herupismul ăsta de multe ori poate naște niște consecințe imprevizibile și ireparabile. Eu ce vreau să vă spun, atunci în anii aceia, anii 90, se punea o problemă foarte acută în ce privește proiectarea de lăcașuri de cult. Pentru că
Se întrebau lumea, chiar specialiști arhitecții nu făcuseră la facultatea de arhitectură, la Institutul de Arhitectură, studii speciale pe acest domeniu, cel mult se raportau la Ghica Budeș, la lucrările mașinilor clasice, se uitau pe acolo, fără a înțelege teologic lucrurile în ce privește arhitectura lăcașului de pul și toate celelalte simboluri care concură la realizarea spațiului liturgic și se gândeau unde să ne notăm. Să ne notăm la post, la neoromânescul din primele, din deceniile prime jumătăți a secolului 20, să o luăm mai departe acum, să mergem la futurismul, mă rog, de tip Le Corbusier, că acum suntem în altă etapă și să ajungem undeva la ceea ce s-a și concretizat în anumite cazuri, ori în fază de proiect, cum a fost un proiect pentru Catedrala, chiar pentru Catedrala Mântuirii Neamului, al domnului profesor Augustin Ioan și a colectivului pe care l-a condus, sau, eu știu, să vă dau un exemplu, Gara din Predeal. Deci, între extremele astea, până la urmă, am fost pus în situația, deși eu, sigur, istoric de formație și teolog în același timp, să gândesc la o cheie. Pe de asta zis aici, cheia bineînței sinteze pentru povenești. Care este cheia care ne poate oferi o judecată așezată, logică și care să aibă constanță privitor la evoluția aceasta arhitecturală? Care este criteriul după care putem analiza unde suntem și ce trebuie să facem acum? Ce trebuie să facem acum și în perspectivă? Care este parcursul acestei evolutiv? Ei, și din aceste frământări s-a născut și reflexia la ceea ce a însemnat istoria arhitecturii și a artei noastre ecleziastice de-a lungul secolelor, în care, sigur, unele sunt lucruri cunoscute, dar problema este că ele trebuie la un moment dat formulate și atât de insistent afirmate și reafirmate, încât să devină un loc comun și să, dacă ele se dovedesc a fi cu adevărat elemente stabile, repere, valide, atunci să ne raportăm la ele ca la o formulă, aș zice așa cu ghilimele, și magică, care ne poate oferi calea pe care să mergem fără a ne rătăci prea departe în hățișul acesta. Deși aici au fost două perioade, nu? Întotdeauna am observat și cei care sunteți aici, sigur că ați reflectat și dumneavoastră măcar parțial la lucrurile acestea, noi am avut vocația sintezii de-a lungul secolului. Intersecția asta de interese, de placa asta turnantă care a fost aici la cultura Carpaților, a fost de așa natură încât nici nu mai trebuie să detaliez ce am spus acum. Dar întotdeauna asta e lucru foarte important. Ne-a ieșit ceva cu adevărat durabil și care a străbătut veacurile, care a rămas ca un reper în perspectiva timpului, atunci când n-am sărit calul în perspectiva raportului dintre tradiție și elementul alogen, adică inovația dintr-un anume moment. Adică momentul în care elementul tradițional a fost prevalent. Asta este cheia. Elementul tradițional a fost prevalent. E greu de dat aici procente, dar în orice caz prevalent, substanțial, peste 3 sferturi, peste 70-75 spre 80%, poate și mai mult. Și în momentul în care elementul care a fost preluat într-un anumit moment, a fost preluat cu discernământ și pus cu foarte multă măsură în alchimia acestei simbioze, acestei sinteze, a ieșit ceva care a străbătut veacurile. Avem și exemplu contrariu, dar eu vă dau cele două exemple la care ne raportăm, sunt în perioada mai veche de Brâncoveanu, epoca clasică moldovenească, în care pe tot ceea ce a însemnat tradiție bizantină, spațiul românesc, s-au așezat elementele gotice, dar puse cu măsură, ăsta e cuvântul cheie, cu măsură, bunul simț, discernământul. Știți la ce? La ferestre, la încadrămente de uși, așa, chiar și voltirea interioară în arce, frânte, gotice și așa mai departe. Dar privit în ansamblu pe planimetria bizantină și pe pictura interioară, care este de tot de tradiție bizantină, nu te regăsești în altă parte decât în pământul acesta care a născut sinteza. Nu este o copie din asta așa
a unei alte creații. De aceea stilul brâncovenesc a rămas atât de valid de-a lungul vremurilor. Același lucru s-a întâmplat în epoca brâncovenească cu barocul pus pe tradiția bizantină. Barocul și elementele, nu numai baroce, că au fost și elemente orientale. Din stilul arelii, mă rog, așa, elementele artei otomane, care și ele veneau la un moment dat, că la arelii acesta venea dintr-o tradiție bizantină preluată de otomani și prelucrată în creuzetul acesta al artei orientale. Dar și acolo, deci în epoca brâncovenească, s-a întâmplat același lucru. Ne uităm la orice înseamnă aici, ce am pus și eu în acest articol care a apărut aici, în ambele, acestea, în 46 și această carte, e un studiu de caz pe monumentele din zona Târgoviște, pentru că acolo a avut o cacea întâlnire de care vorbeam, și din părțile Bucureștilor, dar lucrul este valabil pentru tot ceea ce înseamnă sinteza brâncovenească, care este extrem de unitar în, din perspectiva aceasta raportului între tradiție și inovație. Și acolo, la nivelul epocii brâncovenești, regăsim aceeași prevalență a tradiționalului, planimetria bizantinei, elementele de arhitectură în elevație, plastica fațadelor, care are multe elemente, sigur, nu impun detalii acum, că nu e timp de așa ceva, așa, are însă și pictura tradițională, post-bizantină, de fapt neo-bizantină în epoca brâncovenească, dar pe de altă parte are acest baroc și stilul oriental care se topesc în această sinteză fără să violeteze. Nu șochează, ci dimpotrivă se asimilează organic. Aici este problema. În momentul în care asimilarea aceasta nu mai este organică, ați văzut acele benzi în pictura brâncovenească pe care le găsim și la București și în toate părțile. Benzi de elemente ornamentale, florale, de influență otomană. Și care conviețuiesc cu pictura neobizantină și care conviețuiesc cu portalurile cu influență gotică, cu încadramentele care vin prin stelea din goticul moldovenesc și prin aceste tâmple cu elemente florale sculptate și alte asemenea elemente, cele care țin de argintărie, unde barocul a fost și mai substanțial experiat de meșteri argintari, dar și acolo meșterea argintar, când lucrau de pildă un chivot sau un obiect din acesta de cult, întotdeauna trebuiau să țină cont de iconografia pe care o cerea comanditarul. Și acolo avem iconografie bizantină curată. E, la această soluție s-a abdicat, exemplul contrar, îl avem în secolul XIX, când în loc să mai am eu o formulă pe care o folosesc întotdeauna, și în loc să mai bem cu soiul, știți, am băut cu hârdău. Neoclasic și neogotic. Pentru prima dată am făcut ceea ce nu făcusem în aceste exemple citate anterior, adică am pus la gură și am băut până când mi s-a plecat, până am amețit. Neoclasicul și neogotic au mers niște decenii până în epoca, o cunoaștem, și a doua jumătate a secolului XIX și pe la sfârșitul secolului XIX s-au trezit înaintașii noștri, un Belisarie în pictură sau un Grigore sau Petre Antonescu. Curentul acesta arhitectural neoromânesc s-au trezit dintr-o dată că, măi, unde suntem lume? Unde am ajuns? Suntem pe arătură, cum s-ar zice. Adică ieșisem afară din filonul continuității. Și atunci s-au întors și în arhitectură, au încercat să regăsească rădăcinile și unde s-au întors la Brâncoveanu, care era el însuși o sinteză, iar în ce privește pictura s-au întors la neo-bizantin, începând cu Belisarie și apoi din ce în ce mai accentuat în a doua jumătate a secolului 20. Deci, exemplul contrar îl avem și pe acela și vedem că nu ne duce unde trebuie. Deci, atâta vreme cât respectăm această alchimie, formula, ca în chimie, a prevalenței elementului tradițional și măsura în care ne regăsim în tradiție, cu această amprentă care spune prin ceva că o anume creație de artă, vorbesc în domeniul artei bisericești, are patina, are amprenta epocii în care s-a creat, suntem pe drumul cel bun. Adică ideea este să ne regăsim în legătură cu înaintașii noștri, cu tot ceea ce a însemnat istoria creștinismului și artei românești pe pământul acesta. Vă mulțumesc pentru atenție și am atenție. Părintele profesor Tonicel Bănescu,
Consiliul Patriarhal pentru frumoasele cuvinte. Noi mai departe tot cu Gând-Bogdan. După aceea o să mai avem două, trei intervenții foarte rapide. Dar cineva care s-a ocupat special cu spunea mai devreme, de aflarea osemintelor Sfântului Gând-Bogdan. La Sfântul Gheorghe nou. E vorba de domnul profesor dr. Gheorghe Mănucoara Mușteanu, care ne va povesti așa pe scurt ce s-a întâmplat atunci, acum un an și în anii anterior. Pentru început vreau să mulțumesc organizatorilor pentru posibilitatea de a vă spune câteva cuvinte despre câteva proiecte în care am fost implicat și care au vizat familia Gândoveanță. Pentru început, însă, aș vrea să vă amintesc despre săpăturile din centrul istoric al orașului București, începutul în care au avut loc la Biserica Forțea și unde am fost precedat de colegul și profesorul Radu Ciuceanu, pe vremea când se par în centrul orașului București și a scos la iveară o primă biserică, aflată sub biserica actuală, Biserica Vorbii Colțea, în 5 de seile. Revenind la Gând-Bogdanu, am avut norocul și șansa de a săpa anul trecut la Biserica Sfântului Gheorghe Nou pentru a scoate maștele Sfântului Martir Gând-Bogdanu în vederea ceremoniilor care au loc în acel an. Am avut norocul să găsesc trei grupe care m-au pus în fața unei biblioteci. Eu căutam un singur cuvânt al Constantinului Gheorghe, dar norocul a fost de partea arheologului, care a găsit mormântul lui Gheorghe într-o criptă mare, specială, depus peste sitiul de ceremonie din 1934, și care, pentru început, mi-a confirmat că a trebuit să mă aflu în fața mormântului Constantinului Gheorghe. Din nefericire, cele trei cripte erau trei racle identice din tavă, făcute în timpul ceremoniilor din 34, când mai fusese cercetată această zonă. Din fericire, am avut alături o echipă de specialiști, care este de față Sfântului Școlii Găinii din Pol, care s-a ocupat de investigații, dar și o echipă de antropologi, care a reușit să rămânească una din marile enigme ale anilor 32, când doi mari antropologi, împreună cu istoricii care au participat în funcție cu Nicolae Gheorghe, s-au contrazis în privința celui care a fost despumat. Astfel, unul din antropologi spunea că este vorba de un bărbat vigoros, în timp ce altul preciza că este vorba de Constantin Brâncoveanu, un bărbat cu vârstă de 55-60 de ani. Am avut norocul să găsesc mormântul lui Brâncoveanu, care, conform analizei antropologice de anul trecut, au obținut elemente noi. Cutia craniană a unui bărbat de 55-60 de ani era spartă, din interior perforată, deci craniul fusese tras în suriță după ce fusese decapitat. Că avea un craniu decapitat, au confirmat o tăieturile de pe maxilarul inferior, de o parte și de alta, tăieturi știind din informe istorice, Brâncoveanu a fost chinuit și nu i s-a tăiat capul dintr-o dată, ci călăul l-a lovit de mai multe ori. Deci am avut confirmarea antropologică și arheologică a prezenței unui bărbat de 55-60 de ani cu capul tăiat și înfipt în suriță. Am avut norocul totodată să găsesc și al doilea bărbat, acel bărbat viculos, și am reușit să descoper și analiza antropologică întreagă din 1932. Acel bărbat viculos fiind, de fapt, un personaj, se pare, din familia lui Brâncoveanu. Deocamdată, analizele sunt în curs, e vorba de mai multe studii pe care le efectuăm. Și sper împreună cu Părintele Paroc de la Biserica Sfântului Gheorghe, pe locul Cărămizarul, să continui săpătura, deoarece sperăm să găsim și mormântul soției lui Brâncoveanu, al lui Maria Brâncoveanu. Un personaj, cred, pe nedrept uitat de către istorici, cea care a stat alături lui Brâncoveanu, în timpul vieții și după moartea acestuia. Am avut norocul și șansa să sap și la Biserica dintr-o zi, studiu pe care profesorul Algerescu a binevoit să introducă în acest volum cu Brâncoveanu. Biserica despre care se știa că este ctitorită de Maria Brâncoveanu în 1702, doamnă care a înregistrat, a donat bisericii un clopoc și mai multe piese care se cunosc, dar unde, la fel ca și la biserica unde am săpat împreună cu preotul Potuleanu,
arheologia reușește să aducă la lumină elemente mai vechi. Dacă elementele documentare precizau că biserica dintr-o zi este pe la 1660, am reușit pe baza descoperirilor să găsim o biserică mai veche, pe baza documentelor numismatice, să coborâm începutul acestei biserici a cartierului până în prima jumătate a secolului al XVI-lea. Nu intru în detalii și voi merge mai departe, unde anul acesta am avut șansa, împreună cu preanul Varzanufie, arhiepiscopul de Vâlcea, să stau în Biserica Mare de la Codes, ca să vedem ce se află la sarcofagul domnitorului Brâncoveanu, pregătit de domnitorul Brâncoveanu pentru a fi înfumat acolo. Normal, în sarcofag nu s-a aflat nimic, dar, în mod spectaculos, sarcofagul se afla peste o criptă din cărămidă, în care am găsit o racă, cu o femeie de 30-35 de ani, împreună cu piese de îmbrăcăminte foarte bine păstrate și pe care le scriem în acest moment. De asemenea, am încercat să aflăm ce se află și în cripta Arhimandritului Ioan, cel care a contribuit la edificiul de la Mănăstirea Codes, care se află mormântat acolo și pe care se încearcă în anul să împlinesc 290 de ani, de la martea acestuia, și am încercat să scoatem la lumină osemintele acestui prelat. Spre norocul arheologului, pe lângă Arhimandritul Ioan, pe care sperăm că l-am descoperit, Nicolae Iorca spunea că superat de brută, spunea nu pot eu să mișc nici mâinile, nici picioarele, și cu analiza antropologică, dar și a doctorului Nicolae Cor, dar și prin analiza cu carbon 14, sperăm să dovedim că, într-adevăr, Arhimandritul a fost scos. A fost scos un alt arhimandrit, Dionisie, pe care l-am găsit cu cărămida sub cap și pe care am putut să corectăm data morții acestui un alt prelat de la Mărți. Deocamdată la tine. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul profesor, doctor de Mătumare Amesteanu. Despre arhimandrit, în timp acela cuvinte a fost relevat, prezentat, a fost niște comentarii apropo de eparhia Lăbicului și de Coveanu. Acolo a fost... I-a spus acum că Dionisie acela poate să fie arhimandritul Dionisie care a... Puișorul de împăratul acesta, și care... Dintr-o părintele Constantin Pureanu a spus și la Gheorghe cel Nou, vreo 10 ani, nu? După 90. Mai nu știu cum să ne împărțim, n-ar vrea să fiu, să nu se spune Constantin pe mine, domnul profesor Constantin, un Constantin, prietenul nostru care a participat la mai multe conferințe, București, Constanța sau până mai văzut, la Bucuriște, iată, acum o să ne revenim eu la Băneasa, o chestie destul de actuală, dacă o să ne spună ceva despre treaba aceasta, despre Basarabia, Ucraina și cine mai ne așteaptă. Acolo, în caz, am aflat pe știri, pe surse, că e mare vârbă la Chișinău și ideea este că se va instala un guvern promoscor. În păcate. Domnule profesor, de la cuvânt. Doamnelor și domnilor, mulțumesc foarte mult organizatorilor, domnului profesor Anghelescu, în tematica atât de bogată pe care a cuprins-o, dar și în revistele sunt interesante editate, frumos, a cuprins și o tematică, o problemă, un subiect referitor la problema Basarabiei. Eu sunt unul dintre cei care aici, din concepe grup, se ocupă sistematic de 25 de ani, spune chiar mai bine, nu la nivelul, să spunem, oficializării de această problematică. Am publicat mai multe cărți despre istoria Basarabiei, am lucrat și lucrez în continuare cu istorici de la Chișinău, dar și de la Cernăuți în ultima perioadă. Sigur, acea comunicare a fost prezentată într-un context al discuției despre informație publică și informația secretă, mă rog, ca și, să spunem, fundamentarea prin informație a deciziei politice. Aș vrea să fac mai o singură paranteză. Domnul general Adinaur a spus despre rolul pe care informația l-are în decizia politică. Vreau să spun cine va cerceta cu siguranță istoria ultimelor 26 de ani,
va constata că a existat, vă spun în cunoștință de cauză, o informare sistematică cu privire la destructurarea și toate fenomenele negative care s-au produs în cursul acțiunilor frauduloase asupra economiei naționale și așa mai departe, prin privatizări și altele. Problema este că nu este suficientă să fie o informare corect făcută, ci trebuie să existe un feedback, trebuie să existe și o decizie care să fie luată în conformitate, corespunzătura acestei informări. Sigur, serviciile au și ele menirea de a controla și cumva de a urmări felul în care se concretizează decizia politică în conformitate cu informația. Deci e un mecanism destul de complex, delicat, dar care vă spun că va suscita, sigur, o abordare în cadrul unor exerceze viitoare destul de interesant. Eu am tratat și vreau să mulțumesc pe această cale Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, domnului profesor Radu Ciuceanu, că a fost extrem de receptiv față de demersurile mele științifice în legătură cu tema Pasarabiei. În 1984 am publicat o lucrare, o primă lucrare pe tematica aceasta, problema Basarabiei în discuțiile româno-sovietice. Era un capitol dintr-o lucrare, Basarabia sub ocupație sovietică de la Stalin la Gorbaciov. S-a publicat în baza documentelor existente la acel moment, al unor memorii și a literaturii de specialitate care s-a creat în perioada comunistă, în exilul românesc, dar care ulterior am considerat necesar să o dezvolt în cadrul unei sinteze, care este acum de curând apărută la Institut, problema Basarabiei în discuțiile româno-sovietice în timpul războiului rece. Pentru că memorialistica și mai mult decât atât, documentele declasificate din arhivele de la Chișinău și din spațiul post-sovietic, demonstrează niște lucruri extraordinar de interesante. În privința faptului că, contrar ceea ce s-a crezut, această chestiune a fost în diverse momente abordată atât la nivelul oficialităților, cât mai ales în istoriografia românească. A existat o întreagă polemică pe această problemă. Au existat atenționări sistematice din partea factorilor de conducere sovietice în legătură cu modul în care este prezentată din perspectiva interesului național și adevărului istoric problematica Basarabiei și a Nordului Bucovine în perioada comunistă, îndeoseb după 1964, în condițiile cunoscute, a existat un moment deosebit de marcant în martie 1964, când această problemă a fost abordată la Pițunda, după cum se știe, la nivelul cel mai înalt, într-o discuție dintre Nikita Hrușov și o delegație română condusă de Ion Gheorghe Maura. Chestiunea, sigur, a fost abordată în lucrare, sunt prezentate toate etapele acestei, să spunem, orchestrări, la un adevărat litigiu româno-sovietic din perspectivă istoriografică în acea perioadă, prin publicarea lucrărilor lui Karl Marx despre români, prin, să spunem, respingerea planului Valev, prin declarația din aprilie 1964, pe urmă, după 68, în condițiile cunoscute, chestiunea a fost cumva la fel abordată în istoriografie, încât, practic, discursul istoriografic românesc era unul național în acea perioadă, se apropia foarte mult de discursul istoriografiei exilului românesc. Adică, la un moment dat, erau oficialii comuniști de la Chișinău, criticau deopotrivă, ca situându-se pe aceeași poziție, atât pe istorici din țară, cât și pe cei publiciștii din exilul românesc. Eu aș fi extrem de bucuros, pentru că sunt angajat de mai multă vreme, chiar înainte de a deveni cumva oficial un program național de cinstirea centenarului Marii Uniri, ca să se găsească, să fie în continuare acea receptivitate atât la Institut cât și la alte foruri științifice legate de elaborarea unor biografii, monografii despre artizanii Marii Uniri. Deci e vorba în principal de atât de Ardelen, de Bănățeni, și de Bucovine și de Basarabeni, care, după cum se știe, cu deosebire au fost ocultați în perioada revolută, pentru că s-a scris foarte puțin. Am făcut o serie de demersuri, sunt în curs o serie de lucrări monografice pe această temă, o să vedeți, să apară și la editura enciclopedică în principal, lucrări referitoare la Nicolae Iorga, la Ferdinand, la Pantelimon Halipa, la Ioan Pelivan, la Don Crihan, la cei care au despre care s-a scris mai puțin în ultima perioadă.
Eu cred că această abordare este ține, în primul rând, de o necesitate de a trata lucrurile într-un spirit identitar, național. Într-o lume atât de răvășită și de bulversată de tot soiul de curente, de tendințe, este bine să, primul rând, să avem un respect față de sine, că numai în acest fel vom fi respectați de alții. Pe această linie ne situăm și continuăm să menținem focul viu, cum spunea odată Pantelimon Harima, în legătură cu aceste lucruri. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Sper că și corpusul general Titus Gâbea va fi la anul rezolvat cu domnul Octavian Ruschie, de a face și cu mine și cu prințetul partenajul domnului profesor Aducicianu, la anul. Dacă putem și vom de aici, vom fi sănătoși. Sper să iasă rău. E aproape spre forma finală. Așa. Dau cuvântul domnului director, pot director, dar îl consider și astăzi director al Muzeului Țăranii Român, domnului doctor în teologie Costion Nicolescu, care numai că l-a studiat de aproape pe Părintele Stăniloae, dar a pus chiar în preajma dânsului, de multe ori, nevăzându-ne casa dânsului, sunt diverse manifestări care erau legate pe Părintele Stăniloae. Și dânsul are contribuții în acest corpus și știu chiar dacă a rămas, mă rog, poți să fii de mult ultimul, să spui și tu un cuvânt, că nu mă recuz, o să fie promos cuvântul domnului Costion Nicolescu. Da, am privit și eu primele de adresare ca să spun din punctul ce s-a împărtășit pe toți cu tot dragul, pentru că a fost un festin așa spiritual până acum. Într-adevăr, a fost socotest unul dintre marile daruri pe care mi-a făcut Dumnezeu în viața aceasta, cu puține, dar în sensul acesta, să știu în preajma Părintele Stăniloae, din când în când. E greu de transmis, în fine, toate datele acestei personalități uriașe a neamului românesc. Îl gândesc de multe ori cum e mersul lucrurilor, gândirea marilor personalități dintr-un stat de ven, un stat onorabil, așa, mediu, să spun, din Transilvania, este acest uriaș spirit universal. De ce dintre toți copii și dintre frații și cum s-a făcut drumul acesta, sunt că poate fi urmărit, dar totuși este undeva o taină, taina persoane despre care Părintele a vorbit, simt că avem aceste mistere ale istoriei imediate, ale istoriilor serviciilor secrete care le captivează, o privesc așa cu mare, ca orice, e foarte palpitant. Aici avem de-a face la Părintele Stăniloae cu întoarcerea spre taina universală de necuprins și până la urmă esențială și ultimă și primă și ultimă a persoanelor despre care a amintit Părintele Stăniloae. Deci numai câteva lucruri, să spun așa, ca să rămână puțin. Era omul care transmitea prin simpla prezență ceea ce se întâmplă oamenii aceștia mari. Înainte să spună, să deschidă gura, înainte să te fascineze, să te conducă cu mersul ideilor, cu mersul gândilor, cu știința lor, cu informațiilor, cu sintetele lor, prezența. În sensul acesta, știu cum s-a, era în Franța și a fost dus la slujbă, la liturghie, era la criptă, este catedrala rusă, unde este o altă comunitate, se spune după Biserica Rusă, fost erau după cea din de la Constantinopol. Și spunea mărturisând, a intrat, sigur că nu vorbeam mult franțuzește, și simpla prezența a iertat de tată pe toată lumea. Toți au simțit că s-a petrecut ceva, că a intrat cineva, ceva de o lumină extraordinară, fără să comunice, apropo de informații. Informația venea de o forță extraordinară, că știm toți în genul taboric. Tot așa, plecând, a ținut niște conferințe în Anglia, Oxford, Cambridge, unde a fost, și la sfârșit, după ultima, exclamația a fost, a plecat ortodoxia, a plecat bucuria. Deci chiar și, să zicem, celor care erau într-o dispută teologică, dogmatică, le impunea
și respect și într-un fel nu conducea la a fi urât sau la a fi dușmănit. Reușea să impună, să zicem, printr-o forță atât a pregătirii argumentelor, dar și una care transcedea aceste argumente. Ceea ce este de remarcat totodată la Părintele Stănilă este continuitatea absolută cu patristica veche. În principiu, astăzi noi suntem peste tot în lume, cam suntem în genul acesta. Ori suntem cu foarte multă școală, cu foarte multă informație, cu studii profunde, cu trăire în bibliotecă, cu scrieri, cu nu știu ce. Dar suntem puțin cu un alt versant și analizăm lucrurile vechi ca fiind din altă lume, din alt timp. Sau ieși la prea cealaltă mai evident, că ești foarte duhovnicesc, să spun așa, dar partea științifică, partea de informație la zi, partea de sinteză adusă la momentul contemporan este pierdută. El reușește să-l vezi într-o continuitate perfectă cu Sfinții Părinți. Hai să zicem, cu Grigore Palama, care nu e aproape de noi, dar cu toți cei vechi, fără ruptură. Și în același timp, fiind al timpului acesta, fiind a văzut din citatul acela și din multe altele se poate să... Asta era participarea, să spunem așa, la viața intelectuală, unde era prezent la toate evenimentele societății, cu o părere, cu ceva de spus. Sau... așa... Pe de altă parte, este de văzut tot așa frumusețea teologiei. La el, teologia devine, se duce și prin frumusețe. Nu, nimic rece. Iar frumusețea asta vine și dintr-o frumusețe a limbii, care a reușit să se ducă până și pe un om atât de mofturos și un fel, nu foarte prietenos cu cele ale bisericii, pe Cioran. Cioran a admirat extraordinar când a dat dofilocalie limba aceasta. Mi-aduc aminte că Zoi Dumitrescu Bușulenca spunea câteodată când e obosită seara așa, ia-o și citește o pagină din plus și asta o liniștește. Frumusețea limbii, să spunem. Dincolo de istorie, de povestea care este acolo. Frumusețea limbii, frumusețea aceasta a spunerii. De, se poate face acest exercițiu și așa cu Părintele Stăniloae. Bineînțeles, totdeauna am în prim plan opera sau cele trei volume de dogmatică, dar nu numai acolo, de sinteza noastră, zicem, a pus în timpul acela vechi, când tot ce era, să zic, mistic, pus la zid, a îmbrăcat această, să spunem, în forma spiritualității, spiritualitatea ortodoxă. Deci e o problemă de spiritualitate, depășește, să spunem, orice trimitere la ideologie. Din păcate, și noi, astăzi, de multe ori, nu reușim să trecem de ideologie. Transformăm în ideologie ceea ce este spiritualitate, ceea ce este destul de fericit. În sensul Părintelui Stăniloae, atâta, că suntem totuși la o lansare a unor sinteze, lucrări de sinteze conduse de profesorul Gheorghe Anghelescu. Să observ că, deci mă bucur că văd această carte, care este într-adevăr o adună niște materiale caracter de esență, adică lucruri tari puse pe scurt, să zicem. Și mi-au cam aminte cum în anii 90, adică are și un drag, așa, să spunem. Deci a fost printre primii care s-a gândit să facă o lucrare în care să slujească la valorificarea prin Părinții Stăniloae, făcând o biografie, un instrument de lucru care a devenit pe mine ocolit, care până a fost completat, îmbogățit, în fine, cum se întâmplă cu orice lucrare științifică. Formă, vorbind, are aici un material pe care trebuie despre prezența și cum este recercat, Părintele Stăniloae în lumea teologică contemporană. Eu ceva care se bazează mult pe congresul din 2004. S-a făcut datorită faptului că Părintele Patriarh, care respect deosebit și, în fine, un drag, poate Părintele Stăniloae te-a ajutat mult, a făcut congres internațional și anul trecut.
și a fost exact dedicat acestui lucru, receptarea operei și valorificare în diverse spații teologice. Și am fost destul de mirat și de bucuros să văd cum spațiul cele esențe mari, fundamentale, grecesc, rusesc, occidental, există astăzi traduceri numeroase, există niște studii poate mai profunde și mai dezvoltate decât le facem noi de multe ori aici în Școala Românească de Teologie și denumărate teze de doctorat și așa, deci sămânța aruncată de Dumnezeu prin Părinte Stoian Rodește nu spre binele lui, spre gloria lui, spre îmbogățirea școlilor teologice. Aș mai vrea să mai spun un cuvânt și despre Constantin Brâncoveanu. Ei sunt, stă foarte bine împreună, așa. Spune aici, cartea asta zice despre teologia mărturisitoare. Brâncoveanu, ce extraordinar, toată viața lui scrie de jertfă și arată că și această înfăptuire culturală, majoră. Deci putem sta cu arta brâncovenească la aceeași masă cu orice altă înfăptuire majoră culturală în orice spațiu geografic sau în orice timp european sau al lui. Și iarăși o minune a lui Dumnezeu, pentru că la un conducător care este în principiu, așa trebuie să vreau să conducător, trebuie să aibă această știință, să încurajeze, să financeze și să știe cât să ceară și cât să se lasă condus de cei care sunt specialiști. Mi-a plăcut cum a spus părintele și care vă... Deci toată argintăria aia se făcea undeva la Sași din Brașov, majoritatea. Ca să-i faci pe ei să spună cum vrei tu să spui, trebuie să ai un mod de adresare, de solicitare, să nu... Dar sunt ca și când aceea fi fost niște ortodoxi, așa, din totdeauna. E extraordinar să fii un conducător care să lași în urmă o moștenire culturală care poartă amprenta ta. Nu e numai că era în timpul, poartă amprenta. Un timp în care este extraordinar cum lumea să bătea cum să facă mai bine și mai frumos. Spre slava lui Dumnezeu și spre afirmarea neamului. Cu Cantacuzini, cum știu, era dispută. Care face biserica mai frumoasă. Excepțional. Și de aceea cred că pentru noi asta ar fi fost foarte frumos. Dacă am fi putut să spunem, să zicem, cedând puțin spiritul zilelor noastre, să spunem, noi suntem brâncoveani. Cum se spune azi, eu sunt, nu știu ce, tot felul de însușiri, de identități proaste de obicei. Pentru că sunt luate greșit. Pentru noi, dacă neamul nostru spune, noi suntem Brâncoveanu, pentru că când spunem noi suntem Brâncoveanu, noi spunem noi suntem Hristos, că tot orice martir, orice jertfă din asta conduce direct la Hristos. E pe mine tot tremurător ce avem și, într-adevăr, Maria Brâncoveanu, care a rămas puțin în umbră în momentul canonizării, dar acum totuși revine. Ioan Alexandru foarte mult a studiat și rolul ei și în urmă a întâlnit din urmă chiar iconografic, în amuraliu și așa. Deci, e extraordinar că avem acești oameni lângă care să venim, care să ne sporească, să ne îmbogățească identitatea și, vai, e foarte vinovat, de foarte vinovat măsura în care le trădăm crezul, jefa și învățătura. Dar aici, în fericire, sunt oameni care sunt chiar lângă acești trimiși ai Dumnezeu către neamul omenești, în continuare, soile nu știu la Dumnezeu trimiși așa, spre bucuria. Mulțumim domnului Costel Nicolescu pentru voastre cuvinte adresate nouă, despre Părintele Dumnezeu Sfântului. Ce vreau să spun foarte pe scurt până la dat, ultimul cuvânt va avea domnul Dan Balcan. Apropo de Părintele Stăniloae, noi reevaluăm, dăm valoarea cuvenită persoanei de zonă și la Brâncoveanu, iată, cum spuneam în 1992, apropo de canonizare, și la Stăniloae după 1990 și poate chiar pe Marte. Dacă știți sau nu știți, nu a avut cu ce partea cală Părintele Stăniloae. Foarte greu,
au acceptat intrarea în Academie cu multe eforturi comuse în 90, de când își prind forma aceea de corespondență. Așa era statutul Academiei Române. Acești oameni mari sunt legați în istorie de anumite personalități. Stăinoia a fost legat de trei oameni. L-am întrebat odată, care au fost totuși persoanele care v-au influențat, că totuși cineva a existat, cineva a impulsat. Și doar trei nume pot să vă spun, am și consemnat eu. Într-o putut Nicolae Bălan, care pur și simplu l-a păzit și l-a împins de la spate, care a avut o mitropolie, 35 de ani, a fost mitropolita de anul. A doilea a fost Nicolae Porcaini, care astăzi l-am scos din istorie. Știți de ce, nu? Că ne jucăm cu legile astăzi. Ne jucăm cu noi, de fapt. Asta e realitatea. Scoțându-i pe aceea din istorie, ne scoatem pe noi. Intrăm în Africa. Probabil că acolo e poarta noastră, Africa. Ne duce noi în Africa și vin la lui, în Europa, peste noi. Și a treia persoanitate a fost culmea Gheorghe Nenciu, conducător prin departamentul Cotelor, care, bine și el probabil impulsionat, și el a avut o urcare și o coborâre abruptă, până la Revoluție. Acesta l-a impulsionat să publice inclusiv dogmatica aceea, în 1978. Și a zis, de ce e acesta? Pentru că a insistat enorm, enorm ca să fiu publicat cu dogmatica, cu bilocalirile 7681, cu spiritualitatea volumului 3 la morală, lucrări fundamentale. Ce pot să vă spun despre Stăinloae că avem o părticică mică din opera sa. De ce? Din mai multe motive. Una, că în 1978 a avut niște percepții și o parte din manuscrise au fost acaparate și distruse nerecuperate nici prin genia sa. După aceea, n-a avut invol din partea unor care puteau să liteze. Mă refer chiar din rândul Bisericii Ortodoxe Române. Se plângea foarte greu, scria foarte mult pentru cei care vreau să liteze și să divulgateze în acei ani după război, până în 1989. În 1989 a rămas și au rămas și pe moarte. Lucrările publicate au fost publicate de Patriarhia Română și de Ieprie, chiar privat. Deci, iată lucruri care trebuie să le avem în vedere. Stăinloae putea să ofere mult mai mult dacă era tratat cum se cuvine de societate, de biserică, de ceilalți, când e fost subținut, inclusiv la aceea de pușcărie, 1583. Un alt aspect, pe scurt, cărțile acestea au apărut datorită dragostei unor părinți episcopi, arhiepiscopi, vorba de arhiepiscopul de Oman, Ioachim Josana, care are o teză de doctorat în Părintele Dumnezeu Spenoanțului la Saint Serge la Paris, cu Boris Bobinskoi, cu Olivier Clema. El m-a ajutat pentru Stăniloae, pentru corpusul Stăniloae, pentru Panos 5, iar pentru Panos 6, 7 și inclusiv în Coveanu, noul episcop membru al Sfântului Sinod, la Lion Păgrăcean, la Lion Rus, episcopii care de Sibiu, și care pe această cale, pe episcopul acesta, le mulțumesc, le mulțumim că suntem coautori și dânșii au sprijinit financiar apariția acestor lucrări. Cărțile acestea nu numai că sunt aici, dar sunt în Academia Română, adică Academiei Române, adică Centrală Universitară, au preocupat ca aceste cărți să nu rămână doar pe la noi, la Biblioteca Națională a României, la Biblioteca Județenei în țară, în dovești universitare, și la centrele culturale din Europa, în bună parte. Deci, iată, au plecat și spre alte părți, inclusiv la Biblioteca Institutului Cultural din New York, care s-a trebuită. Pot să spun că, date situații, au plecat și spre alte instituții universitare și au avut un rost acolo, că pot fi mai ales la Stăinloae, că am avut, cum spunea domnul Costel Nicolescu, șansa din o echipă să pot să le editez acea bibliografie în 8 limbi, inclusiv două limbi, inclusiv în română, în două ediții. Una era la Creva, celelalte au fost publicate la Creva, la Metropolia Olteniei, și alte publicate la Enciclopedia din București. Și a ajuns pentru cei care vor să facă, într-adevăr, și o teză în Stăniloae. Este, într-adevăr, cel mai căutat un loc român de cultură în afara României. Dau ultimul cuvânt. Și mulțumesc pentru atenția și răbdarea dumneavoastră domnului istoric și muzeograf de la Balcan, care ne va vorbi altfel despre Brâncoveanu. Domnule director, onorată asistență, mă bucur că
sunt ultimul la cuvânt, deoarece sper ca modestele mele vorbe să fie ca un fel de concluzie a ceea ce s-a întâmplat astăzi aici. Pentru mine ca istoric și cred că pentru orice fel de istoric, istoria nu este doar o cercetare a trecutului, ci și un fel de îndreptar pentru prezent și, dacă se poate, și pentru viitor. Din acest punct de vedere, mă bucur că discuțiile de aici au depășit cadrul strict al domeniului lui Constantin Brâncoveanu și s-au referit și la multe lucruri din prezent, fiindcă nimic din ceea ce este în prezent nu este străin de ceea ce a fost în urmă cu câteva sute de ani. În acest articol pe care l-am publicat în legătură cu Constantin Brâncoveanu, m-am referit la sfârșitul lui Constantin Brâncoveanu și la conflictul pe care l-a avut el cu stolnicul Constantin Cantacuzino și aici, din păcate, ajungem la un lucru, ca să spunem așa, la o veche nenorocire românească, aceea de a ne săpa groapa unul altuia, fiindcă Constantin Brâncoveanu n-a fost un domnitor care să moară pe câmpul de luptă sau n-a murit nici în patul lui. A murit ca urmare a unor intrigi, din păcate, făcute chiar de către unchiul său, stronicul Constantin Cantacuzino, o altă mare figură culturii românești, dar care, din păcate, a căzut cel pradă, să spunem, invidii, dorinței de mărire și a uitat și de neam, și de credință, și de faptul că Brâncoveanu era nepot, a uneltit pentru pieirea sa și totul s-a terminat cu cele două văi de sânge din 1714, omorârea familiei Brâncoveanu, și în 1716, sfârșitul familiei Cantacuzino. Dar Brâncoveanu, toată domnia, activitatea și moartea lui, ne mai relevă un lucru. Faptul de care ar trebui să ținem astăzi seama. Și din acest punct de vedere, el ne este un model. Faptul că nu noi ca români, dar fiecare popor în felul lui, nu trebuie să stăm departe de credință, de familie, de școală, de tradiție, adică de toate acele elemente constitutive ale identității unui neam și ale fiecăruia dintre noi în parte. Fiindcă, revenind la prezent, observăm cu toții un asalt asupra tuturor acestor elemente identitare, parcă s-ar urmări ca fiecare om să rămână fără rădăcini, fără legături și să fie cât mai ușor de manipulat. Asta și apropo de ceea ce s-a întâmplat în timpul Revoluției și după Revoluție și chiar în zilele noastre. Din punctul ăsta de vedere, deci, mă rog, am înțeles eu din istorie și apelul meu este să nu uităm niciodată cine suntem, să ne păstrăm credința și să ne educăm copiii în spiritul unor valori care să ne permită să trăim nu doar ca oameni, dar și ca neam. Asta ar trebui să înțelegem din toată viața și sfârșitul lui Constantin Brâncoveanu. Iar în încheiere aș vrea să mulțumesc celor două persoane care au făcut posibil această, să spunem, faptă de cultură, domnului Gheorghe Anghelescu, vechiul meu coleg de facultate, care cu multă osârdie a muncit pentru tot ce avem astăzi pe masă, s-a chinuit foarte mult și vă spun din proprie experiență că a avut o perseverență demnă de cauza pe care a sfârșit-o și, de asemenea, domnului profesor Radu Ceceanu, care este de peste 20 de ani aceeași gazdă ospitalieră a unor fapte de cultură, cum a fost și cea de astăzi și căruia cred că trebuie să-i mulțumim. Mulțumesc! Mulțumim frumos tuturor și cu ocazia asta am încheiat această lansare. E o mică, acolo, un mic protocol
și m-aș bucura să fim împreună în următoarea binătate.